Să deschidem Cartea Domnului la Rut, capitolul 1, și vom citi versetele 19 până la 22. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi plăcuta este aceasta? El a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce nu mai zice, să nu mai ziceți Naomi, căci Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Astfel s-au întors în țara, din țara Moabului, Naomi și nora sa Rut, moabita, au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Amin. Să ocupăm locurile. Suntem la cea de-a treia lecție din cartea lui Rut și în seara aceasta subiectul pe care l-am ales l-am intitulat un pic provocator, Întoarcerea acasă pe calea cea mai grea. Sunt întoarceri acasă pe căi care nu sunt ușoare. De la bun început pot să vă spun că dacă m-ar întreba pe mine cineva dacă am făcut un lucru greu în viață, aș spune fără să mă gândesc prea mult că mi-a fost extrem de greu să mă întorc acasă la Elim. A fost unul dintre cele mai grele lucruri care eu le-am făcut în viață. O să revin asupra acestui lucru, mai ales la încheiere, la concluzii, pentru că atunci când te întorci acasă, nu toată lumea se bucură și sunt o serie de lucruri cu care te vei confrunta. Există un autor care este profesor de limba ebraică și de literatură comparată de la Universitatea din California, Berkeley, unde predă din 1967. El a și tradus o Biblie direct din limba ebraică, una dintre cele mai noi traduceri din limba ebraică, și acest Robert Alter a spus că întreaga istorie din Rut este o capodoperă a literaturii, având o structură solidă și personaje bine conturate care reflectă complexitatea relațiilor interumane. O să încerc la fiecare lecție să vă dau câte un citat din oameni deosebiți care au apreciat de-a lungul timpului cartea aceasta a lui Rut. O carte mică, 4 capitole, aproximativ 100 de versete, dar, așa cum spuneau mulți, o carte care este considerată una dintre piesele cele mai extraordinare de literatură din toate timpurile. Dar cartea aceasta a lui Rut ar trebui studiată din perspective foarte diferite și ea este studiată de specialiști, în primul rând, din punct de vedere teologic, din perspectivă teologică. Cartea lui Rut este adesea văzută ca o ilustrare a providenței divine a lui Dumnezeu. Ea arată cum Dumnezeu se îngrijește de oamenii neputincioși, marginalizați. Relația lui Rut, o moabită, și Naomi, soacra sa, relațiile dintre aceste două femei, evidențiază tema loialității, a dragostei, viața de familie, și multe teme teologice deosebite le găsim în această carte. Deci, din punct de vedere teologic, este un material excepțional. Dar este și o piesă literară și, din punct de vedere al literaturii, cartea este apreciată pentru stilul său natural, narațiunea excepțională, foarte naturală. Este una dintre cele mai frumoase cărți scrise din Vechiul Testament. Are o acțiune foarte bine construită și personaje foarte conturate, foarte puternice. Ea poate fi studiată din punct de vedere istoric, nu? Din perspectivă istorică. Cercetătorii cred că a fost scrisă în vremea judecătorilor și ea, cartea aceasta reflectă societatea din timpul acela, relațiile interumane din timpul judecătorilor.
Apoi ea dezvăluie și aspecte sociale din timpul acela, nu? Rolul femeii în vremea respectivă, în societatea israeliană, de exemplu. Atitudinea față de străini. Ruth este o moabită care vine și se integrează în această societate ebraică. Putem vedea imediat relațiile de familie care există în această comunitate și nu numai relațiile de familie, dar vom vedea pe parcurs că legile lui Israel erau păzite cu sfințenie de mai mari cetății. Drepturile de a răscumpăra pe cineva sau averile cuiva era o chestiune comunitară la care oamenii participau și societatea era bine închegată datorită acestor legi dumnezeiești. Apoi am putea să studiem cartea privind relația cu familia lui David. Sunt unii care consideră că această carte a fost inclusă în Biblie în primul rând pentru că ea vorbește despre genealogia lui David, de unde vine David, care sunt strămoșii lui David. Ruta aceasta moabita este străbunica lui David. În același timp trebuie să menționăm că linia roșie mesianică care trece prin casa lui David vine și prin această moabită care a fost adoptată de fapt și integrată în comunitatea lui Israel. Înainte să trecem mai departe, vreau să vă spun o mică poveste. Se spune că e un fermier bătrân care avea mai mulți ani decât minte, avea și un catâr destul de bătrân și el, și i s-a părut țăranului că ăsta mănâncă cam mult ovăz, domnule, nu? Prea mult ovăz și îl costă prea mult catârul ăsta. De aceea i-a venit o idee. Și a zis el, ia să amestec eu puțin rumeguș cu ovăzul care îl dau la catâr, să vedem cum merge treaba. A mers bine, a mâncat catârul tot. A doua zi, încurajat de succes, a adăugat mai mult rumeguș și mai puțin ovăz. Și tot așa, lucrurile au mers bine, nu? Cantitatea de ovăz scădea, economiile creșteau, animalul mânca tot ce primea săracul. Se pare că bietul catâr n-a observat schimbările astea care aveau loc, așa că fermierul s-a felicitat pentru soluția asta ingenioasă care i-a venit în cap, nu? Dar câteva săptămâni mai târziu, în ziua în care a hrănit bietul animal numai cu rumeguș, ăsta l-a mâncat tot, a picat jos și a murit. Sătul bine de rumeguș. Știți că lucrul ăsta se întâmplă cu fiecare dintre oameni, din fiecare dintre noi credincioși, care începem să ne hrănim sufletul și cu altceva. Nu numai cu cuvântul lui Dumnezeu, ci cu cele spirituale. Sunt oameni care nu hotărăsc așa, de mâine el devine păgân. Nu? Începe să mănânce câte un pic de rumeguș, nu? Care nu are nimic de a face cu spiritualitatea și cu hrana sufletului. Și adaugă tot mai mult rumeguș și într-o zi, așa, e departe de tot, de împărăția lui Dumnezeu, de biserică, a devenit un mort spiritual, a murit practic spiritual. Cred că asta s-a întâmplat exact și cu familia asta a lui Elimelec și Naomi. Nu? Au plecat într-o țară unde era mai mare prosperitate. Este interesant că Naomi spune, când am plecat, aveam de toate. Nu? Deci să ai de toate, să-ți meargă bine și să pleci într-o țară unde o să-ți meargă și mai bine, nu? Să fie și mai grozav. Nu? O să revenim puțin mai târziu la faptul că în țara asta nouă în care se duc, se pare că lasă din nutrețul hranei adevărate care era din părtășia cu Dumnezeu, din religia lor, și încep să mănânce din rumegușul unei alte religii, unei alte culturi în care ei se integrează.
Dar haideți să vedem, cineva a spus că pasajul acesta prezintă modul în care Naomi și-a găsit drumul spre casă, în Betleem și în locul binecuvântării. Dacă vreți, este exemplu unui credincios care s-a lăsat de pocăință pentru o bună bucată de vreme și se întoarce înapoi acasă și întoarcerea aceasta este binecuvântată și își găsește din nou bucuria și fericirea. Asta este o mică hartă, cum vedeți, din Moab până la până în Iudeea, la Betleem, ar fi o călătorie cam de 7-10 zile. Bineînțeles, se mergea pe jos, nu erau mijloace de transport deloc în timpul acela. Trebuie să treacă Iordanul, un obstacol destul de serios pe vremea aceea, și trebuie să traverseze un ținut destul de înalt, cu peste 1000 de metri altitudine, mai ales un deșert foarte neospitalier. Era mai convenabil să te oprești la Ierusalim, dacă tot ai făcut drumul ăsta grozav din Moab, dar femeile acestea, bineînțeles Naomi, vrea să ajungă acasă, vrea să se întoarcă de unde a plecat, vrea să ajungă acasă la Betleem. Haideți să analizăm puțin sosirea la Betleem acestor două femei. Interesant că Biblia nu ne povestește nimic despre călătoria aceasta, cum a avut, ce ori discuta pe drum, nu? Ce s-a întâmplat între ele, nu știm nimica. De la versetul 18, când Naomi a văzut-o pe Rut hotărâtă, categoric, să vină cu ea, n-a mai stăruit și au plecat spre casă. Au călătorit împreună până au ajuns la Betleem. Asta este toată călătoria surprinsă într-o singură frază. Probabil că timpul acesta este un timp important pentru cele două femei, probabil și-au făcut tot felul de scenarii, cum o să fie primite, ce o să se întâmple, unde o să meargă prima dată, nu? Cum o să se bucure frații sau nu o să se bucure când se întorc acasă, nu? Ce o să se întâmple cu ele? Cum o să se uite la ele pocăițe ăștia vechi care n-au plecat niciodată, nu? Ei, înregistrarea aceasta nu avem în Scriptură pentru că pocăința unei persoane este o chestiune privată, nu? Chestiune privată. Este între el și Dumnezeu. Și nu putem judeca starea aceea decât după ceea ce fac femeile acestea. Ele se întorc, that's it, atâta tot. Atâta tot spune Scriptura. Se întorc în Betleemul din Iuda. Iuda, știți că înseamnă laudă, înseamnă închinare înaintea lui Dumnezeu. A fost locul în care Domnul a fost onorat și înălțat. Se întorc unde, într-o țară promisă de Dumnezeu poporului său, în care Dumnezeu a fost prezent, unde El a fost onorat, cinstit și înălțat de către acest popor. Nu știm nicio laudă în inima lui Naomi cât a fost în Moab. Nu scrie Scriptura că ăștia au mai păstrat ceva din iudaismul lor, din religia lor. Probabil nu și-au dus nici Biblia, nici cartea de cântări. Nu? Plecau într-o lume nouă, se adaptau la o nouă cultură. Nu? Erau deschiși pentru un alt mod nou de a gândi. Nu? Se duc în America. Mulți dintre noi am trecut pe aici și știți despre ce vorbesc. Acei copii al lui Dumnezeu care, acel copil al lui Dumnezeu care e departe de casa tatălui, poate avea o inimă plină de laudă pentru el. Nu poate avea o inimă plină de laudă pentru Dumnezeu. Oamenii aceia care pleacă din comunitatea creștină, care ne părăsesc casele noastre și se duc departe, numai închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu nu mai au. Uneori nici nu se mai roagă, nu mai citesc Scriptura. Ba, e
sunt chiar enervați dacă îi abordez cu religie de care ei au fugit. Nu-i așa? Cineva a spus că nici viața acelui om nu poate face onoare lui Dumnezeu, nici felul cum trăiește el nu aduce laudă și cinste lui Dumnezeu. Apoi, sunt în cetatea prezenței lui Dumnezeu, se întorc în cetatea prezenței lui Dumnezeu. Știți că Betleem înseamnă casa pâinii roditoare. Este locul în care ei au trăit în prezența lui Dumnezeu și s-au bucurat de binecuvântările Domnului. Dumnezeu și-a cercetat poporul său la Betleem. Asta ar auzit ei în Moab, că Domnul a cercetat din nou pe poporul său și a dat pâine în țară. Aici fac o paranteză și vreau să vă spun că întotdeauna oamenii vor pleca acolo unde este pâine. Nu știu de ce nu înțelegem că unul dintre secretele de a crește biserica este să oferim pâine. Mulțumim fraților care și în seara asta au venit cu vreo 4 saci de pâine la biserică. Așa, este un lucru extraordinar să vii, nu? La biserică și să dă pâine, Domnule, este pâine. Ei, ar trebui să ne ocupăm la fel să oferim și pâinea duhovnicească, nu? În biserică, pentru că acolo unde este pâine, oamenii vin. Vin unde aud că este pâine. În Moab, Naomi era departe de prezența lui Dumnezeu. Înconjurată de nurorii păgâne, probabil, cine știe ce nunți au făcut la cei doi feciori ai lor, nu? Avem niște prieteni care au trăit printr-o dramă serioasă, copiii lor s-au căsătorit cu femei de alte religii și atâta suferință am văzut la ei când băieții lor de care s-au ocupat o viață întreagă au trecut la altă religie și au trebuit să meargă la nuntă acolo, la proprii lor copii. Nu știu ce nunți au fi făcut cei doi băieți, dar căsătorindu-i cu două moabite, nu, care erau idolatre, se închinau altor zeități, nu cred că Naomi a mai fost conștientă de prezența Domnului într-un context religios atât de ostil credinței sale. Când ești departe de voia lui Dumnezeu, nu te poți bucura de prezența Lui. Este foarte clar. Când un om se întoarce, se poate bucura din nou de prezența lui Dumnezeu. De aceea ar trebui să căutăm oaia rătăcită. Să-i spunem fiului risipitor să vină acasă, să căutăm moneda pe care am pierdut-o, moneda pierdută. Să îndemnăm pe cel rătăcit să se întoarcă înapoi pe cărarea bună a Domnului. Bineînțeles că orice întoarcere, nu? De-aia am și numit tema din această seară, o întoarcere pe calea cea mai grea. Pentru că se pare calea pocăinței este una dintre cele mai grele căi de a te întoarce. Iată ce spune Psalmul 16, versetul 11, zice: îmi voi arăta cărarea, îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. În Psalmul 16, în fața lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. În al treilea rând, cele două femei sunt în locul cu cele mai bune provizii. Revenirea în locul unde puteau să fie hrănite, erau moarte de foame, sunt cu mâinile goale, spunea Naomi și Rut. Nu mai avem nimic. Au plecat, pentru că odată ce le-au murit soții, au rămas trei văduve într-o lume care nu prea a fost prietenoasă cu asemenea femei și au venit acum cu mâinile goale după o experiență foarte nefericită. Vin să se hrănească.
Cele mai bune binecuvântări ale lui Dumnezeu sunt rezervate celor care vor rămâne aproape de locul în care El lucrează. Când știi că Dumnezeu este prezent și lucrează, stai pentru că vei gusta din binecuvântările prezenței sale. În Psalmul 65, versetele 9 și 11 spun așa: tu cercetezi pământul și dai belșug. Îl umpli cu bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Prezența lui Dumnezeu este garanția unei vieți din belșug. Ce le lipsea acestor femei era exact acest belșug pentru care se întorseseră pe calea cea mai grea a pocăinței înapoi în țara lor. Apoi ele se întorc în orașul poporului lui Dumnezeu. Se întorc într-un loc unde locuiesc oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. S-au întors la rudele lor la oamenii care gândeau la fel ca ele. Gândeau ca și Naomi. S-au întors la cei care aveau același mod de a gândi. Acum, noi care am plecat din România de mulți ani, noi facem 40 acuși, ne-am îndepărtat așa de mult de modul în care gândeau oamenii din România, că acum când te întorci acasă nu te mai potrivești. Nici tu nu-i mai înțelegi pe ei și nici ei pe tine. Dar când te întorci la oameni care sunt creștini ca și tine, nu vi s-a părut foarte interesant că întâlnim oameni de alte culturi? Ce știu eu, negri din Africa sau cine știe, din Asia, ceva galben, nu la culoare, și descoperim că gândim la fel, că avem aceeași scriptură, că avem aceeași credință, nu? Te întorci la oameni care gândesc ca și tine, care cred ca și tine, au același Dumnezeu ca și Dumnezeul tău. În Moab, Naomi era o străină, nu? Diferită de ceilalți, nu? Pentru asta nu vă enervează, mergeți la magazin undeva și vă întreabă în loc, zice, de unde sunteți? Wow! De cele mai multe ori întreba, de ce întrebați? Păi zice, ai un accent. Zice, domnule, sunt din România și acolo toți suntem născuți cu un accent. Avem accent. Ne-am născut toți cu un accent. În Moab, oriunde mergea beata Naomi, o întrebau de unde îi. Avea un accent. Probabil că a învățat limba locului. Bineînțeles că altfel nu supraviețuiau. Dar vorbeau cu accent, nu? Cred că au râs moabiții, cum au râs și americanii de noi, când m-am dus prima dată să cumpăr diapere pentru la mic, la New York. Am luat un dicționar de la micuț, era un dicționar de în buzunar, l-am luat cu mine, m-am dus la o prăvălie și m-am dus la o negresă așa mare, o mama de-aia mare de tot, și m-am uitat în dicționar și am zis, I like to buy swaddling clothes. Știți care a fost reacția la femeie? Oh, sweet Jesus! Zice, numai Jesus a umblat cu scutece din astea, nu? Eu m-am uitat la scutece în dicționar, nu? Ei, asta m-a învățat că se cheamă diapers, a venit cu mine și mi-a arătat și m-a salvat, nu? Dar câte din astea n-am pățit fiecare dintre noi, nu? Spunea o soră din Australia, când a vrut să cumpere ceva aripi de pui de la ceva, eu știu, care făceau pui fripți, ea lucra săraca la un body shop și a cerut chicken fenders. Că ea știa de aripă de la mașină, era fender, chicken fenders. Aia și-au făcut cruce, că n-am auzit niciodată de chicken fenders. Ei, asta am pățit-o fiecare dintre noi și cred că beata Naomi a suferit din pricina asta o viață întreagă, nu? De unde sunteți? Ei, era o străină și acum se întoarce acasă, acolo unde ea aparține.
ea aparține de neamul ăsta, de cultura asta, de acest popor la care ea se întoarce. Nu o să râdă nimeni de ea, o să pronunțe bine toate cuvintele. Așa este și cu copilul rătăcit al lui Dumnezeu în lume. Indiferent, nu o să vorbești limba lor niciodată și o să te prindă că ești pocăit, chiar dacă tu nu mai vrei să fii pocăit. Este în tine ceva, miroși a pocăit unde te duci. Și o să spună netăiața aia împrejur, mă, pocăiții nu fac așa. Dar tu tocmai pocăit nu vrei să fii, nu? Tu vrei să fii ca el. Dar este ceva în tine, e un accent care te trădează. Vă puteți gândi la cei care s-au îndepărtat de locul în care Dumnezeu se întâlnește cu poporul său? Unii aveți în familie, unii aveți prieteni, cunoștințe, nu? Vă puteți gândi la cineva în această seară și să vă rugați pentru el. Slavă Domnului pentru comunitatea Sfinților. Atâta timp cât ea există, te poți întoarce la ea. Această comunitate a Sfinților se roagă pentru tine. Te ține minte. Interesant. Tot Ierusalimul s-a agitat, tot Betleemul s-a agitat. Era o forfotă peste tot. Zice, toată cetatea s-a pus în mișcare. News mare. Și a apărut Naomi. O țineau minte, Domnule, pe asta. S-a întors acasă Naomi. Toată lumea vorbea. Toată lumea povestea. La toate gardurile, femeile spuneau, a venit Naomi și a venit cu o străină după ea. Naomi are o ocazie să țin un fel de speech, dacă vreți, cu ocazia sosirii sale la Betleem. Haideți să studiem un pic anunțul ăsta care îl face Naomi. Spune Sfânta Scriptură că au călătorit împreună până ce au ajuns în Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, Naomi este asta, asta este Naomi, asta este cea plăcută, cea dulceață, e o altă traducere a acestui cuvânt, nu? Când Dumnezeu îți dă o fetiță și vezi cât e de frumoasă, îi spui că e dulceața lui tata, nu? Dulceață. Asta însemna. Și acum Naomi zice, nu mă mai numiți așa, numiți-mă Mara, amărăciune sau amărâta. Știți că în limba noastră amărât vine de la amar, de la amărăciune, de la Mara, amărât, amărâta. A venit acasă nu dulceața, ci amărâta. Aia amară acum, nu dulce deloc, este amară. Înseamnă că orașul a fost tulburat și agitat de sosirea acestor două femei. Întoarcerea lui Naomi la Betleem, singură, obosită și în compania unei străine, a făcut curios tot orașul. Toată lumea vorbește despre evenimentul ăsta. A plecat asta că a vrut să-i fie bine undeva, a plecat cu bărbatul și doi prunci, a venit acasă singură și cu o străină după ea. Nu? Păi cum să nu fie curioasă treaba asta? Când în satul nostru a venit... Era un om din sat care a plecat în America. Nu mai era Ștefan, cum îl chema, ci îl chema Știf. Așa îi spunea toată lumea din sat, a venit Știf acasă. Nu era singurul american care se întorsese. A mai venit cineva și a dus-o pe Baba Lazy. Noi toată lumea am zis, mă, ce nume frumos are asta, dar pe urmă am aflat că Lazy însemna complet altceva, nu? Baba asta nu prea era harnică, americana asta, care m-a murit acolo în România, în satul nostru, Baba Lazy.
Bănuiam noi că nu-i ceva în regulă cu ea. Pentru că atunci când au venit rușii, s-a dus acolo în mijlocul satului, toată lumea fugea prin păduri, s-ascundea cine știe pe unde și baba Lezia a zis, se me friga, se me fearba, eu nu plec de aici. Asta era limba ei română pe care o învățase. Dar când a venit Știf în vizita, a venit cu o mașină de americană mare, 8 cilindri, uriașă. Toți copiii din sat au fost după el. Așa ceva n-am mai văzut niciodată, nu? Ei, ceva asemănător s-a întâmplat când a venit Naomi acasă, nu? Cred că nici măgar n-a mai avut ce mașină de lux. A venit singură, cu o boceluță în spate și cu o femeie străină după ea, cu o tânără străină după ea. Ea a vorbit, în primul rând, de providența lui Dumnezeu. Zice, Domnul mă aduce înapoi. Pune pe seama Domnului acest act de curaj deosebit de a se întoarce înapoi acasă. Recunoaște influența și lucrarea Duhului Sfânt și spune, Domnul mă aduce înapoi. A povestit probabil cum a lucrat Domnul în mintea ei, cum și-a schimbat mintea și a decis să vină acasă, să se întoarcă acasă. Mă întreb de câte ori a trebuit să povestească despre moartea soțului și a fiilor ei. Nu? De fiecare dată, uite, bărbatul meu, uite ce a pățit, ce boală a venit peste el, băieții mei, uite, au murit. În țara aia Moabului sunt 3 pietre de morminte a copiilor noștri, 3 evrei între niște păgâni. Nu știu de câte ori fi povestit săraca povestea asta tulburătoare. Știți că fiul risipitor a venit o vreme, probabil după ce a stat îndelungat în urma porcilor și n-a avut nici măcar drepturile porcilor, nu, să mănânce ce mâncau ăia, a zis, mă voi întoarce la casa tatălui meu, mă voi întoarce acasă, mă întorc acasă, cu toată rușinea, știa ce-l așteaptă, nu? Știa ce-l așteaptă. Dezaprobarea tuturor. Aici vreau să fac o mică paranteză și să spun despre acest fiu risipitor despre care am scris o carte întreagă. A fost o decizie nu numai disperată, pentru că altă soluție nu mai era, ci a fost una înțeleaptă. El s-a bazat că avea acasă un tată cu care se putea vorbi orice, care te asculta, cu care se putea comunica. Și a zis, mă duc la tata și am să-i zic. Și știa că tata ascultă. Nu te repede imediat. Nu spune, ei, nu ți-am zis eu, acum vii acasă. A venit să cer ceva parale în plus, nu? Așa cum mulți dintre noi am avea curajul să o facem, mulți, că noi suntem foarte curajoși, noi români, tații români. Poți fugi de Dumnezeu, a zis cineva, dar nu te poți ascunde de El. Poți fugi, în psalmul 139, spune, sunt o serie de versete extraordinare, în care spune, am vrut să fug, să mă duc până la marginea mării, până în întuneric, oriunde să mă ascund undeva de El. Poți să fugi, dar nu poți să te ascunzi. Poți să fii Iona și să fugi de Dumnezeu, dar nu te poți ascunde de El. El te vede oriunde te-ai găsi. Dumnezeu știe cum să ne atragă atenția. Și acestor femei le-a atras prin moartea năprasnică a celor 3 bărbați din casa lor. Apoi, Naomi a vorbit de pedeapsa lui Dumnezeu. Ea a recunoscut că peste ea a venit pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele în care ea a fost. Iată ce spune ea, la plecare eram în belșug. Păi de ce ai plecat dacă ai fost în belșug, nu? Ai vrut belșug mai mare decât ăla care l-ai avut. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale.
ea vede pedeapsa lui Dumnezeu în viața ei. Pare să dea vina pe Domnul, nu? Dar în definitiv totul este rezultatul alegerii ei care n-a fost bună, n-a fost corectă. Naomi, cum ziceam, cea plăcută dulceața ajunge să fie amărâta satului. Elimelec era un om bogat când a plecat din Betlehem spre Moab. Așa spune Naomi, am avut tot ce ne trebuie, nu? Eram oameni bogați. De fapt, dacă ne gândim și la rudele lor, nu? La Boaz, era unul dintre cei mai înstăriți ai localității. Ea a plecat bogată și s-a întors săracă. Domnul te va umple, dar planul diavolului este să te jefuiască de tot ce ai, de tot ce ai. Singurul care poate să-ți dea belșug este Dumnezeu. Când pleci din fața Lui, ajungi să te jefuiască cel rău. Și în al treilea rând, ea a vorbit despre răbdarea Domnului care a avut-o cu ea. Ea și-a atras propriile necazuri, dar Domnul a lucrat în viața ei pentru a o duce acasă. Ea consideră că a fost mâna Domnului care a dus-o pe ea înapoi acasă. De ce nu și Elimelec, Mahlon și Chilion? De ce n-au venit și ăștia? Probabil că n-au avut inimi, decât inimi împietrite, inimi moarte, și morții nu se mai întorc niciodată din moartea în care sunt. Poate că inima lui Naomi este încă învățabilă. Nu și-a lăsat inima să se împietrească de tot. Ea mai întreține speranța întoarcerii și a reparației vieții sale, a reparării vieții sale. Haideți să vedem cum a fost primite la Betlehem. A fost primite într-un timp de sărbătoare. Era de fapt timpul recoltei de orz și de fapt era și timpul Paștelui, pentru că întotdeauna orzul se recolta în timpul Paștelui. Se întorc acasă în vreme de sărbătoare. Pentru că orice întoarcere este o sărbătoare. Domnul Iisus spune că e sărbătoare în cer, îngerii se bucură când se întoarce un păcătos, nu? Este un timp pentru a vărsa sângele mielului și a comemora eliberarea poporului lui Dumnezeu din păcat. Paștele Domnului. Paștele este imaginea întoarcerii acasă prin jertfă. 1 Ioan capitolul 1, versetul 7 spune: și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Sângele mielului este suficient pentru iertarea păcatelui celui rătăcit. Naomi se întoarce ca o rătăcită să-i se ierte păcatele. Apoi a fost un timp al secerișului. Întoarcerea lui Naomi a fost și în timpul sărbătorii primelor roade. De fapt, primele roade erau tot în timpul acela, în primăvară. Puteți să citiți în Leviticul capitolul 23 despre sărbătoarea aceasta. În timpul în care prima recoltă a orzului a fost oferită ca jertfă Domnului, preotul lua un snop de orz și legăna. Era o jertfă de mulțumire legănată înaintea Domnului și era o jertfă de mulțumire, de recunoștință înaintea secerișului. Am cunoscut pe cineva la Chicago, un om absolut deosebit, care l-am întrebat într-o zi cum a ajuns, totuși că era ajunsese un om foarte bogat, zice, Petrică, Domnul m-a binecuvântat în momentul în care, zice, am hotărât să dau zecioala în avans. Cum? Ce am hotărât să dau zecioala în avans. Cum? Nu mai auzisem. Păi zice, am zis așa, Doamne, eu am nevoie de $2000 pe lună să trăiesc. M-am dus la biserică și am dat banii înainte, cu toate că nu aveam decât banii ăia, zice el.
Și întotdeauna am dat zeceală înainte. Zice, și cum am mărit zeceala, Domnul mi-a mărit și câștigul tot timpul. Dădea zeceală în avans. Încă n-am auzit așa ceva. Dar aceasta era, de fapt, jertfa de mulțumire, nu? A primelor roade. Mulțumeai lui Dumnezeu până n-ai secerat, nu? Mulțumeai lui Dumnezeu pentru orzul acela, primele roade erau închinate Domnului și erau o jertfă de mulțumire înainte să te pui la secerat. Un lucru extraordinar de frumos. Când preotul a făcut această jertfă legănată, el spunea, aceasta este doar prima roadă și mult mai mult decât aceasta urmează. Urmează mult mai mult decât lucrul ăsta după ce ne punem de secerat. Este întotdeauna un timp de seceriș când un copil rătăcitor se întoarce acasă. Și întoarcerea lui Naomi este exact într-o asemenea bucurie a unui seceriș bogat de care și îngerii din cer se bucură. A fost timpul unui nou început. Începea o nouă viață. Naomi a vrut să fie numită Mara, dar Duhul Sfânt o menționează în versetul 22, din nou Naomi. O numește din nou plăcută, o numește din nou dulceață. Poate că avem o inimă amară, dar Domnul avea câteva binecuvântări plăcute pentru această femeie. Avea o inimă plină de amărăciune, dar Dumnezeu avea niște binecuvântări pe care o să le vedem în capitolele următoare pe care le vom studia. Aceasta este Naomi, au spus oamenii. Oamenii din Betleem au fost uimiți de înfățișarea aia plăcută și frumoasă, nu dulceața aia de altă dată, cine știe cum arăta acum, nu numai obosită, îmbătrânită, probabil și plânsă, uscată de suferințe, întoarsă după atâția ani acasă, nu? Erau uimiți și de înfățișarea ei, dar și de problemele pe care le-au auzit prin care ea a trecut, nu? Toată lumea ar fi așteptat din Moab să aducă niște povești de succes, nu-i așa? Nu de suferință și de necaz. Păcatul aduce necazuri, dar există bucurie în cer pentru orice păcătos care se pocăiește. Ei bine, în concluzie, în această seară, o să vă surprind cu câteva informații care sunt extrem de prețioase. Reîntoarcerea la credință după o perioadă de depărtare poate fi un proces complex și provocator. Iată câteva dificultăți de care o să dăm atunci când vrem să ne întoarcem. În primul rând, conflicte interioare. Persoana aceea care vrea să se întoarcă probabil va simți o luptă internă între vechile sale convingeri și noile sale perspective, acum pe care și le-a acumulat departe de Dumnezeu, nu? Va trebui să împace în propria lui conștiință ceea ce a crezut odată și ceea ce a trăit recent în lumea fără Dumnezeu în care el s-a dus. Vor exista sentimente de vinovăție. Este posibil să apară sentimente de vinovăție pentru că a abandonat credința, ceea ce poate duce la anxietate, la frustrare, la nemulțumire, nu? Omul se simte vinovat de ceea ce a făcut. Apoi urmează reintegrarea în comunitate. Adaptarea la o comunitate religioasă poate să fie dificilă, mai ales dacă au existat schimbări în grupul acela de membri și de practici. Vin apoi la biserică care nu mai seamănă cu ceea ce știu tu. Noi ne-am întors la Oradea, la biserica pe care am construit-o eu și am proiectat-o. Și surpriza este că nu mai cunoaște probabil 10% din toți cât sunt în biserică. E frustrant.
Dacă ne-am întoarce, am avea niște dificultăți de reintegrare în comunitatea aia foarte mari. Nu mai sunt oamenii aceia care noi am cunoscut. Cu toate că e aceeași biserică, nu? Aceeași clădire. Dar oamenii nu mai sunt aceiași. Oamenii se schimbă. Au venit noi membri. Probabil că și biserica și-a schimbat multe lucruri de când ai plecat, nu? Să cântă altfel de cântări, nu? Cine știe ce schimbări au intervenit și nu te mai poți ajusta foarte repede la ele. Apoi, mediul social în care vii, unele persoane pot să fie întâmpinate cu, se întâmpină dificultăți din partea celor care au rămas, care nu sunt prea happy că s-a întors, nu? Să știți că nu toată lumea se bucură că fiul risipitor s-a întors acasă. Zice că la școala duminicală le-au întrebat pe copii: cine nu s-a bucurat că fiul risipitor s-a întors acasă? Și un copil a zis: vițelul cel îngrășat. Ăla nu s-a bucurat deloc, urma să fie tăiat, nu? Nu toată lumea se bucură că te întorci acasă, nu? Când fiul risipitor se întoarce acasă, are un frate mai mare, nu, care nu se uită bine la el deloc, nu? Apoi poți să ai îndoieli, nu? Îndoielile cu privire la credință sau la dogmele religioase pot apărea, mai ales dacă ai fost influențat de filozofiile și credințele în timpul acestei absențe ale tale, nu? Ai început să gândești altfel, ai devenit woke, nu? Ca americanii de astăzi, începi să gândești altfel, nu? Azi am ascultat pe un comentator român și vi-l recomand dacă căutați pe Dan Dungaciu, este un om excepțional și el spunea: în America a avut loc o revoluție culturală, spunea el, o revoluție culturală. N-a fost o alegere și o revoluție culturală, zice. Oamenii aceia care au fost batjocoriți, care au fost eliminați și în locul lor au fost angajați unii care aveau culoare mai bună sau cine știe ce concepții, așa, oamenii aceia, zice, vor prelua din nou modul de a gândi și de a cultiva cultura normală a Americii. Și asta va schimba în lumea întreagă. Urmează apoi o altă problemă, lipsă de familiaritate. Ritualurile și tradițiile pe care le-ai cunoscut înainte nu se mai potrivesc, ziceam, de cântări, de cine știe, programele sunt altele decât ai știut tu. Formă maturizarea spirituală. Fiecare individ evoluează în modul lui, iar întoarcerea poate necesita o reevaluare a ceea ce înseamnă spiritualitate și alinierea ta la noile învățături, la standardul la care au crescut ceilalți. Nu mai ești de înălțimea lor spiritual. E o problemă serioasă. Pe urmă sunt probabil așteptări nerealiste, nu? O, dacă mă întorc, toată lumea o să iasă la stradă cu flori, o să steaguri de biruință peste tot, nu? Unii când se întorc cu așteptări foarte, foarte nerealiste, nu? Păi dacă vin acasă o să mă pună cine știe ce mare, o să fiu, să... Cu cât așteptările sunt mai nerealiste, cu atât suferințele vor fi mai mari. Ok? Când am plecat într-o călătorie în România de evangelizare cu un grup de băieți de la Chicago, le-am spus: băieți, avem numai două reguli care trebuie să le respectăm. Oh, erau foarte happy că numai două. Numărul unu, să nu vă așteptați la nimic de la nimeni. Și numărul doi, așteptați-vă la orice. Deci să nu aveți așteptări ieșite din normal și să nu fiți surprinși că cineva vă va trata rău de tot.
ne-a prins bine chestiile alea și am avut o călătorie frumoasă atunci. Astea sunt câteva dintre dificultățile atunci când te întorci înapoi. De-aia ziceam că întoarcerea lui Naomi a fost după una dintre metodele cele mai grele care pot exista. Dar nu este altă cale. Dacă nu te întorci, mori în Moab. Mori printre străini. Mori departe de Dumnezeu. De aceea ajutați pe cei care îi găsiți înstrăinați, sărăciți și lihniți de foame pentru cele spirituale și aduceți-i la Domnul. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat pe toți să ne întoarcem la El și să ne dea înțelepciune să ajutăm și pe alții. Amin.